Salut și bine ai venit la cel mai frumos, complet și detaliat curs de programare pentru începători. În acest videoclip vom vorbi despre ce este programarea, vom vedea câteva exemple din viața de zi cu zi, vom afla ce ne trebuie să devenim programatori și la final veți avea 3 întrebări legate de acest videoclip la care puteți să răspundeți în comentarii. Dacă veți vrea să aflați și răspunsul meu la acele întrebări, îl veți găsi în videoclipul corespunzător din playlistul dedicat membrilor care s-au alăturat canalului. Hai să începem cu întrebarea, ce este programarea? Păi, conform celui mai renumit site de definiții și anume Wikipedia, programarea este dispunerea cronologică a unor mișcări, operații, acțiuni sau activități, astfel încât în finalul perioadei să se realizeze o stare posibilă a unui sistem. Ce înseamnă asta mai exact? Păi, practic, aceasta constă în crearea unor secvențe de instrucțiuni într-o ordine anume, pe care apoi le comunici calculatorului ca acesta să îndeplinească o sarcină specifică. Este foarte important să știm ce înseamnă cuvântul în sine, dar și mai important să știm care este scopul pentru care ne dorim să învățăm să programăm. Haideți să luăm niște exemple reale să vedem cum ne ajută programarea în viața de zi cu zi. Să luăm de exemplu mașinile. O mașină, în ziua de astăzi, este foarte bine tehnologizată, iar ca să vă dau exemplu, cea mai folosită fiind navigația. În momentul în care folosim navigația, în spate, un program software, în funcție de punctul de plecare și punctul de sosire pe care l-ai setat, îți calculează folosind diferiți algoritmi cea mai scurtă rută, în așa fel încât tu să ajungi cât mai repede la destinație. Sau să luăm de exemplu senzorii de parcare. În momentul când bagi în mașalier, aceștia se activează și încep să comunice tot printr-un program software ce te anunță ori prin ecranul de navigație, ori prin sunet, ori prin amândouă, cât de aproape ești de obstacole sau obiectele din jurul tău, lucru ce îți permite să parchezi în siguranță mașina. În ziua de astăzi, mulțumită tehnologiei și a programelor software dezvoltate, producătorii auto au început să pună foarte multe sisteme de siguranță pe mașini. Vedeți Tesla. Un alt exemplu important din punctul meu de vedere este în domeniul medical. Aparatele de ultimă generație pe care le folosesc medicii pentru a monitoriza diferite aspecte ale corpului și în unele cazuri de a ține în viață anumiți pacienți, sunt posibile tot datorită unor programe software. Aceste programe software comunică cu aparatura electronică și în funcție de semnalele primite prin senzorii acestora de la pacienți, fac anumite acțiuni pentru a ajuta pacientul în anumite situații. Un alt exemplu se află chiar în fața voastră. Jocurile, programele software cum ar fi antivirusii, Microsoft Word, Windows-ul, chiar și aplicațiile web, cum ar fi YouTube-ul, toate acestea sunt niște programe dezvoltate de diferiți programatori. Acum, întrebarea este, de ce ai vrea să devii programator? Păi, în primul rând, o să ai posibilitatea să creezi. Poți folosi programarea să dezvolți diferite aplicații care pot ajuta omenirea. Te ajută să înveți și să gândești logic, vei învăța să înveți din greșeli, programarea îți poate dezvolta imaginația și, ca să vă zic sincer, această meserie nu este plătită rău deloc. Acum când vine vorba de locul de muncă, puteți alege să lucrați pentru o companie sau să lucrați pe cont propriu. Avantaje și dezavantaje sunt în ambele părți, dar lăsăm această comparație pentru un alt video. Însă, important de reținut este că nu multe joburi au această posibilitate. Acum că am vorbit despre ce este programarea și cât de folositoare este aceasta în viața de zi cu zi, se pune întrebarea, ok, și ce îmi trebuie ca să devin programator? Păi, în primul rând, seriozitate. Un programator de succes, și de fapt aici nu cred că este vorba doar de programare, ci de orice alt domeniu în viață, trebuie să fii determinat, serios și dispus să muncești cât trebuie pentru a ajunge la un anumit nivel de cunoștințe. Lucrul acesta se poate întâmpla numai dacă îți face plăcere și îți place să folosești programarea ca pe un mijloc prin care tu poți crea. Poți alege diferite domenii de activitate în care poți să folosești programarea, cum ar fi industria de automobile, medicina, industria digitală și, de ce nu, lifestyle. Contează să-ți alegi un domeniu în care să-ți placă să creezi diferite programe pe care le poți folosi tu sau alți oameni din jurul tău. Acum, din punct de vedere tehnic, toate aceste programe și aplicații software sunt create într-un limbaj de programare. Printre acestea putem enumera C#, Java, C++, Python, PHP și multe altele, însă acestea sunt unele dintre cele mai folosite. Frumusețea este că nu trebuie să le știi pe toate, însă de reținut că pe unele dintre ele le poți folosi doar la un anumit domeniu de activitate, iar pe altele aproape în toate domeniile. Depinde de tine în ce îți place să programezi, deoarece fiecare dintre ele au o sintaxă diferită.
Ce este o sintaxă? Păi este modul în care scrie anumite comenzi pe care acel program va trebui să le execute. Poți lua ca exemplu două limbi străine, cum ar fi limba engleză și limba franceză. Unora le place să vorbească și să scrie în limba engleză, iar altora în limba franceză. De aceea, mediile în care se creează programele software se numesc limbaje de programare, pentru că poți scrie în ce limbaj vrei tu și să ajungi la același rezultat, calculatorul, în final, știind ce comenzi să execute. În încheiere, vreau să știți că în acest curs, la fiecare final de videoclip, o să aveți câteva întrebări, exerciții sau probleme, însă în cazul de față fiind doar o simplă introducere, vă aștept în comentarii să răspundeți la următoarele întrebări. Voi, de ce vreți să învățați programare? În ce domeniu veți vrea să activați? Aveți în minte deja o aplicație la care vreți să lucrați? Vă aștept cu răspunsurile voastre în comentarii, sunt tare curios ce răspundeți fiecare dintre voi. Sper că am explicat cât de cât ce este programarea și la ce putem să o folosim. În videoclipul următor o să intrăm în mai multe detalii să vedem cum poți să comunici cu calculatorul tău. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, iar pentru a fi notificați când apar următoarele videoclipuri, nu uitați să dați un subscribe și să activați notificările apăsând pe clopoțel. De asemenea, puteți să intrați și pe serverul de Discord, unde și acolo veți fi notificați de fiecare dată când public un videoclip nou. Nu uitați că mă mai puteți găsi atât pe Twitter, unde o să încep să fiu foarte activ, Instagram pentru story și poze, și de asemenea pe Facebook. Acestea fiind spuse, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat până aici și ne vedem în următorul videoclip. Salutare!